Bine ați venit la un antrenament al clubului sportiv, al Asociației Clubul Sportiv Karate Tradițional din Ițio, din Bacău. Acest club are ca profil karate tradițional stilul Fudokan. Suntem aproximativ 25-30 de copii care practicăm de mai mulți ani. Eu sunt Ștefănoae Sorin, sensei instructor al acestui club. Am centură neagră 6 de ani. Și în spatele meu puteți să vedeți o parte din sportivii pe care îi pregătim, împreună cu sensei Totu Francisc, aici de față. Și o parte din acești sportivi sunt și concurenți, competitori la competițiile programului competițional al Asociației Cluburilor de Karate Fudokan din România, unde suntem membri afiliați și fondatori. Suntem parte a World Fudokan Federation, a Federației Mondiale de Fudokan, condusă de fondatorul stilului Fudokan, Shotokan Fudokan, sensei Ilia Iorga, centură neagră 10 de ani. Ultima activitate foarte importantă care s-a desfășurat în acest an, pe lângă o foarte mare un foarte mare număr de competiții pe care, la care noi am participat la nivel național, cupe și întâlniri amicale. În programul anual și la nivel mondial a avut loc la Belgrad în perioada 23-26 noiembrie anul acesta, a avut loc campionatul mondial de karate Fudokan. Atât campionatul mondial karate Fudokan pentru cadeți junior, tineret, seniori, cât și o cupă mondială pentru copii, adresată copiilor între 6 ani și 13 ani. La aceste competiții foarte importante, noi am participat cu un număr de 3 sportivi și antrenor, respectiv Ștefănoae, eu, la veterani, am participat și eu ca competitor veteran. Iar la nivel de rezultate, noi am avut un număr de 8 medalii de aur și 2 medalii de bronz. La copii, am fost reprezentați, clubul a fost reprezentat și România, bineînțeles, a fost reprezentată de David Senteș, în vârstă de 10 ani, care a participat la 3 probe individuale de karate tradițional, Fudokan și o probă de karate sportiv. El a obținut un loc 1 și campion mondial la kata individual și un loc 3 și medalii de bronz la Kihon Kumite. De asemenea, un alt sportiv de la noi, de la club, a fost Alexandru Ștefan Vasilică, în vârstă de 16 ani. El a participat la cadeți, a fost selecționat în primii 8 sportivi la nivel de cadeți ai României și a participat la probe de
kata individual, fukugo, probă compusă de kata kumite și kata sportiv, kata individual la nivel sportiv. Spun sportiv pentru că în Fudokan noi competițiile le organizăm atât pe structură tradițională cât și pe structură modernă, de karate modern, respectiv karate sportiv, pe categorii de greutate, pe alte criterii de arbitraj, puțin diferit. A fost prima noastră participare la karate sportiv. Nu am avut un rezultat deosebit acolo, dar am fost bucuroși de participare. De asemenea, acest sportiv, Alexandru Vasilică, a participat la aceste probe și a obținut locul 1 la kata individual, deci a ieșit campion mondial la cadeți. O surpriză foarte plăcută pentru mine și pentru noi toți. Și, de asemenea, locul 3 la fukugo, probă compusă, locul 3 și medalii de bronz. De asemenea, iar o surpriză foarte, foarte plăcută. A mai participat Kerasim Darius, Mihăiță, un sportiv foarte bun, cu foarte mult talent și foarte multă bună perspectivă pentru viitorul clubului și pentru viitorul lui ca sportiv, unde, din păcate, a fost foarte aproape de podium, dar nu a reușit să treacă de niște membri, de niște sportivi foarte buni și s-a oprit undeva la un moment dat. Oricum, el a avut o participare foarte bună, foarte interesantă, plină de suspans, de neprevăzut și, în același timp, o mobilizare foarte bună. La rândul meu, eu am participat ca sportiv veteran la competițiile de karate tradițional în special și probe de spargeri tameșoare, probele de campionat tradițional, de fudokan tradițional, au constat în kata individual, kumite individual și fukugo, probă compusă. Nu am avut foarte multă concurență, pentru că noi, la nivelul nostru de veteran, nu mai suntem foarte mulți în competiție, dar măcar din aducerea minte și din dorința de a concura și de a simți adrenalina, intrăm în competiții și cu optimism încercăm să obținem și rezultate. La probele de spargere am participat la 3 probe de spargere, respectiv spargeri de forță, spargeri de viteză și spargeri în lovituri scurte, unde am obținut medalii de aur la toate aceste probe. În total 6 medalii de aur. Noi am avut multe alte competiții în timpul anului. Toți sportivii care vedeți în spate sunt aproape toți competitori și toți sunt medaliați. Toți sunt medaliați la cupe, la competiții amicale. Cupele se fac într-un sistem repartizat pe întreaga suprafața țării. Noi, în urma acestor cupe, stabilim un punctaj, un ranking, pe care îl calculăm și îl distribuim ulterior, iar în funcție de acest punctaj se fac selecțiile pentru loturile naționale la competițiile internaționale. În anul acesta am avut un număr de 7-8 competiții la care noi am participat pe întreg cuprinsul țării, rezultate foarte bune. Toți cei pe care i-am enumerat mai devreme, care au participat la campionatul mondial, au rezultate deosebite în țară, la nivelul cupelor, la nivel de cupe. David Senteș este campionul absolut, ca să zic așa, are cele mai multe medalii de aur, cele mai multe medalii de argint. El are un parcurs foarte, foarte spectaculos. Începând de anul trecut a venit centură galbenă, astăzi este centură verde, urmează să dea de centură albastră. A avut într-un an de zile o evoluție spectaculoasă, cu multe rezultate. Eu sper să se țină și să aibă în continuare aceeași susținere din partea părinților și a noastră. Și atâta timp cât el va dori să progreseze, noi o să fim lângă el. De asemenea, pentru toți ceilalți sportivi care îi vedeți lângă noi, toți au potențial, toți au talent. Ușor, ușor îi integrăm în viața de competiție, în viața sportivă. Așteptăm noi întăriri începând din ianuarie, unde am dorit să facem o grupă de începători specială, adică cu categorii de vârstă cât mai diferite și cu un program divers și separat, selecționat și personalizat. Sperăm într-o susținere cât mai bună din partea și a părinților și a oficialităților. Mulțumim sponsorilor care au fost alături de noi, Fondul de Investiții Evergent, da? Prin grija domnului Claudiu Doroș, care ne-a susținut foarte mult. De asemenea, avem firma Vigra de la București, care a susținut de asemenea o sponsorizare și
o asociație de dezvoltare economică locală tot din București, care ne-a susținut tot așa pe demersul acestor activități de la Belgrad. În decursul anului, noi am avut suficiente resurse, ca să zic așa, și anul viitor sperăm să avem același potențial și financiar și de resursă umană. Urez în continuare sportivilor noștri un an plin de rezultate, anul viitor să fie cât mai bun. Ioidaci! Rei! Iam Sudan? Ioi! Și prima mișcare. Aici! Ni! San! Și! Go! Aici! Aici! San! Care a fost cea mai mare satisfacție sportivă pe care ai avut-o anul acesta? La mondiale am luat locul întâi și sunt foarte bucuros că sunt campion mondial. Alte medalii ce ai primit în alte competiții? La Brașov am luat locul 2 la kata și locul 3 la Kihon Kumite. La București am luat la Kumite locul 1, la Kihon locul 1, la kata locul 1 și cum am luat foarte multe medalii de aur, am fost premiat cu încă una. La cheile grădiște am luat locul 1 la kata, la Kihon Kumite locul 3 și la Kumite locul 2. La Olimp locul 1 și la Joypong Kumite locul 2. Am mai fost la Bicaz, am luat locul 1 la kata echipe și locul 2 la kata individual. Tocui kata? Da! Doresc să dedic rezultatele pe care le-am obținut, în primul rând, senseiului meu, sensei Așefonoai Sorin, deoarece vreau să-i mulțumesc pentru efortul depus, pentru a mă pregăti și pentru a deveni un sportiv cât mai bun. Fără ajutorul dumnealui și fără îndrumarea pe care mi-a oferit-o, nu aș fi putut ajunge la rezultatele pe care le am astăzi.
pentru 2024 îmi propun să particip la cât mai multe competiții de performanță naționale, europene sau mondiale, pentru a câștiga cât mai multe rezultate și să devin din ce în ce mai cunoscut. Planurile pe care le am pentru 2024 îmi propun în special să particip la cele mai importante competiții și să particip la cât mai mult comite pentru a mă îmbunătăți. Okay. Un practicant al alte marțiale care am ca model este Sensei Funakoshi, care a introdus karatele în lumea exterioară, nu numai în Japonia și Okinawa, din cauza faptului că a fost un mare sensei și este foarte cunoscut, mai ales că el este fundatorul artelor marțiale. Și aș vrea chiar să dau mâna cu el, dar din păcate timpurile nu ne permit. Să-i mulțumesc pentru faptele realizate.